Mai mulți copii au fost vaccinați din greșeală cu un ser anticovid care nu a fost aprobat pentru grupa lor de vârstă. Poliția a fost sesizată de părinții revoltați. Până în prezent nu a fost dezvăluit numărul celor mici care au fost vaccinați greșit. Vaccinul Pfizer nu a fost folosit pentru vaccinarea copiilor, ci un altul neaprobat încă și pentru cei mici. Germania nu este singura țară unde au fost făcute erori la imunizarea copiilor. În Franța, mai mulți copii au primit doze de vaccin la fel de concentrate ca adulții, deși la categoriile de vârstă sub 12 ani, serul administrat este mult mai slab. Incidentul din Germania s-a întâmplat la un centru de vaccinare, unde mai mulți copii au fost imunizați cu vaccinul Moderna, în locul celui de la Pfizer-BioNTech, aprobat pentru copii până în prezent. Părinții au fost anunțați într-o discuție cu directorul medical al centrului de vaccinare că aprobarea pentru administrarea vaccinului Moderna pentru copii este încă în așteptare din partea Agenției Europene a Medicamentului.